Astăzi este o sărbătoare deosebită pentru Cahul. Este hramul localității și Sfântul Arhanghel Mihail și Gabriel la catedralei noastre. Vreau să mulțumesc catedralei și tuturor părinților care sunt implicați în activitatea spirituală în orașul nostru. Are grijă de Dumnezeu de noi și cred că orașul Cahul este așa cum și genericul acestor acțiuni culturale, Cahul fie binecuvântat, pentru că ne rugăm ca acest pământ, această țară, acest oraș să fie binecuvântat de Dumnezeu cu pace, cu sănătate, cu înțelepciune, cu prosperitate, pentru ca să avem din plin tot ceea ce ne dorim, dar cel mai mult ne dorim ca să fie o atmosferă de înțelepciune, de credință, o atmosferă spirituală plăcută lui Dumnezeu și bună și apreciată între oameni. Toți oaspeții care sunt astăzi aici ne-au onorat cu prezența și este un semnal încă că sunt prietenii noștri, sunt cei care doresc alături de noi să-și petreacă o zi frumoasă, importantă pentru Cahul.